Undeva în perioada interberică, un scriitor german pe nume Erich Maria Remarque a scris un roman care a devenit foarte cunoscut, foarte tradus. Am înțeles că este opera literară cea mai tradusă în alte limbi din limba germană. Este vorba despre romanul acesta numit Nimic nou de pe frontul de vest. Acum, cred că se aplică și la noi puțin expresia asta, nimic nou de pe frontul de vest. Austriecii nu ne primesc în Schengen, ați auzit săptămâna asta că ne-au zis un românesc, mai așteaptă, nu se întâmplă încă nimic. În fine, esența acestui roman este una foarte dramatică. Ea, dacă vreți, reprezintă drama unei generații tinere implicate în război. La un moment dat, un tânăr pe nume Paul Baumann, în vârstă de 17 ani, pentru că propaganda funcționează foarte bine, propaganda de război, acest tânăr foarte entuziasmant împreună cu niște colegi de-a lui de clasă se hotără să se înscrie și să se înroleze în război. Habar n-aveau ce așteaptă pe teren, pe front, dar de acasă lucrurile păreau foarte faine. Erau foarte mânați de ideea aceasta că vor pleca băieți și că vor veni bărbați de acolo. Erau foarte încântați de ideea de a lupta pentru națiune, de a obține glorie prin arme, foarte, foarte entuziasmați că se vor implica în ceva care are sens pentru viața lor. Ceea ce e interesant este că pe parcursul acestei cărți pornește cu entuziasm debordant de unor tineri și în rolul principal, dacă vreți, în centrul atenției este acest tânăr de 17 ani pe nume Paul. Numai că odată ajuns pe frontul de vest, undeva în zona Verdumului, Franța de astăzi, încet, încet, tot entuziasmul lui se destructurează. Și omul acesta de la mari iluzii trăiește niște deziluzii cumplite. Ajunge până acolo încă la un moment dat devine pur și simplu insensibil la ororile războiului. Este, din punct de vedere emoțional, ajunge să fie anesteziat, amputat emoțional. De la entuziasm, la resemnare, chiar la o stare depresivă. Vedeți dumneavoastră, parcursul acesta legat de război, legat de lupte, aș putea să vă spun că imaginea aceasta nu mi-este deloc străină când vine vorba de zona spirituală. Cunosc atât de mulți oameni și vreau să vorbesc mulți cu care am pornit la drum la un moment dat când m-am întors la Hristos. O generație care era în satul meu și nu numai, tineri care erau de o vârstă cu mine. Țin minte entuziasmul cu care am privit ideea de a ne boteza. Țin minte entuziasmul cu care am privit ideea de a fi copii al lui Dumnezeu. Vezi dumneavoastră, foarte mulți creștini, foarte mulți oameni care se uită în fața acestei perspective a ideii de Dumnezeu, a vieții în Hristos, a credinței, a pocăinței, pornesc cu foarte mult entuziasm la drum și e foarte important să ai combustibilul ăsta în viață numit, în viața spirituală numit entuziasm. E mare nevoie de el. Dar vedeți dumneavoastră, la fel de adevărat este că foarte mulți oameni care au pornit la un moment dat cu entuziasm pe calea aceasta a pocăinței, la un moment dat s-au oprit, la un moment dat s-au stins și foarte multe iluzii ale lor s-au transformat în deziluzii. Foarte mulți tineri care în urmă cu poate 3 ani de zile se povesteau că abia așteaptă să se implice, să facă ceva, abia așteaptă să se boteze, abia așteaptă să, nu știu, să-și împlinească chemarea, să facă ceva pentru Dumnezeu. Foarte multul ăsta entuziasm, în cazul multora, s-a stins foarte vremelnic. Pentru că oameni buni, totul se schimbă în momentul în care intri în focuri. Tot entuziasmul ăsta de foarte multe ori în dreptul unora se oprește, se stinge, dacă vreți, odată cu primul foc de armă spiritual. Pentru că, oameni buni, viața de pocăință, viața de credință, viața în Hristos nu e o viață de resort, de lux, nu e o viață de city break-uri. Viața în Hristos, dragii mei, e o viață de luptă. Dacă vrem să acceptăm realitatea, e o luptă puternică. Aș vrea să vă spun că este o luptă pe viață și pe moarte, pentru că lupta aceasta se dă cu păcatul. Și oameni buni, ceea ce vreau să vă vorbesc în această dimineață și în această seară și ceea ce vreau să vă împărtășesc este despre lupta aceasta pe care noi o dăm cu păcatul. Nu cunosc pe nimeni în lumea aceasta care să fie doar biruit în lupta aceasta. Nu cunosc pe nimeni care să nu fie înregistrat la un moment dat un eșec în această luptă cu păcatul.
Ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este că lupta aceasta cu păcatul este reală, e pe bune. Dacă nu o simți, înseamnă că ai probleme spirituale, înseamnă că s-ar putea să fii mort spiritual. Deci dacă pentru tine problema păcatului nu e o problemă serioasă, nu e o problemă de luptă, de zdruncinare uneori, înseamnă că s-ar putea pur și simplu să fii mort din punct de vedere spiritual. Pentru că a fi în Hristos, pentru că a fi în viață spiritual, dragii mei, înseamnă să percep lupte puternice care se dau. Și vreau în această zi să vorbim despre lupta noastră cea mai grea, lupta noastră, dacă vreți, cea mai frecventă, lupta noastră care ne consumă cel mai mult, lupta cu păcatul. Despre lupta cu păcatul, despre asta vreau să vorbesc în această seară și mi-am intitulat gândurile mele din seara aceasta, de ce pierdem în lupta cu păcatul? Pentru că adevărul este, dragii mei, că înregistrăm foarte multe înfrângeri în zona asta. Înregistrăm foarte multe falimente, dacă este să fim onești. Putem să fim triumfaliști astăzi, putem să mimăm o formă de spiritualitate, putem să pretindem mari glorii spirituale sau putem să fim pragmatici, să fim realiști și să recunoaștem, suntem aici, dar vrem să ajungem acolo. De aia, haideți să ne uităm în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vedem împreună la câteva lucruri, câteva cauze pentru care de foarte multe ori pierdem, înregistrăm faliment după faliment, eșec după eșec în această luptă cu păcatul. Dragii mei, un prim motiv mare și temelii pentru care pierdem lupta aceasta cu păcatul se datorează, dacă vreți, a unei teologii greșite pe care o avem. Luați-o cu ghilimele de rigoare. Un prim mare motiv pentru care noi înregistrăm eșecuri, pentru care înregistrăm, dragii mei, pierderi serioase ale acestei lupte, este din cauza, dragii mei, unei teologii greșite pe care o avem despre problema păcatului. O teologie greșită despre problema păcatului. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, începe cu, dacă vreți, cu o afirmație care pare ciudată pentru noi de astăzi, dar vreau să vă spun că e cât se poate de reală, cum a fost și în urmă cu 2000 de ani, zice Pavel, ce vom zice dar? Să păcătuim să se mulțească harul? Asta e ideea. De unde pornește, dragii mei, afirmația asta lui Pavel? Dragii mei, noi știm că nu mai suntem sub lege, nu-i așa? Noi știm, dragii mei, că nu mai suntem sub lege și lucrul ăsta este extraordinar. Pe de altă parte, în Roman, capitolul 7, cu versetul 7, Pavel spune că noi am ajuns să descoperim păcatul, să înțelegem ce-i păcat în momentul în care a apărut legea. Roman, capitolul 7, cu versetul 7, spune așa, ce vom zice dar? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul, zice, nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Or, dragii mei, noi știm că de la Hristos încoace, că după jertfa lui Hristos de la Calvar, noi oamenii credincioși, noi nu mai trăim sub lege, ci trăim sub har. Și există oameni, dragii mei, care au înțeles în urmă cu 2000 de ani, în special în contextul romano-elen, în zona grecilor și a romanilor. Oamenii aceștia au înțeles că, ok, deci dacă nu mai este lege, au înțeles oamenii ăștia, atunci înseamnă că putem păcătui, pentru că legea a devenit validă, păcatul a devenit valabil, l-am cunoscut, l-am perceput în momentul în care a apărut legea. Deci nu mai există lege, să păcătuim, ce să facem? Să se mulțească harul. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. O percepție greșită despre har, o percepție greșită despre har, în loc ca pentru noi harul să devină un stimulent, dragii mei, pentru a ne desprinde de păcat, pentru foarte mulți oameni, ascultați-mă ce vă spun, există un virus, dacă vreți, la nivel teologic, în zilele noastre. În loc să fie un stimulent să te depărtezi de păcat, harul pentru unii a devenit o dezlegare la a păcătui. Se mulțește harul, frate. Harul Domnului. Eu trăiesc în mizerie, eu trăiesc în bârfă, dar Domnul e bun. Eu n-am nicio treabă cu cele mai elementare lucruri, nu mai vorbesc spirituale, ci măcar morale. Dar har Domnului, frate. Harul Domnului. Și harul Domnului pentru noi, știți ce a devenit? A devenit o dezlegare la păcătui.
În loc, dragii mei, să devină un stimulent pentru a ne despărți de păcat, pentru a depăși această problemă a păcatului. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Unii vin cu concluzia asta. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu să se mulțească harul? Și care este afirmația categorică a lui Pavel în versetul 2? Nici de cum! Ferească Dumnezeu, zice Pavel. Ferească Dumnezeu să avem o astfel de teologie. Ferească Dumnezeu să ajungem la astfel de concluzie. Și vine cu argumentul: nu știți că toți cât am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci Pavel, dragii mei, vine și ne dă o interpretare pe care unii oameni o au față de har, greșită, bineînțeles, vine cu o interdicție, zice, nici de cum! Și ne vine, dragii mei, mai apoi cu o informație. Uitați ce a făcut Hristos! Și același lucru se repetă în versetul 15. Ce urmează de aici, zice Pavel? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Doamne ferește, nici de cum! De ce? Pentru că, zice, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. De ce, oameni buni, foarte mulți oameni ajung să piardă lupta cu păcatul pentru că au o teologie greșită despre păcat din perspectiva harului Dumnezeu. Dragii mei, Harul nu mă stimulează să păcătuiesc, să mă împac cu ideea că pot păcătui mai departe și că pot să mă scuz că trăiesc în păcat. Dimpotrivă, harul lui Dumnezeu, dragii mei, e un stimulent pentru mine să mă depărtez, să fug de păcat, să plec dinaintea păcatului. Asta face harul lui Dumnezeu. La un moment dat, apropo de lucrul acesta, îmi zicea cineva că, zice, frate Dorel, eu cu soția nu prea mă înțeleg așa bine, zice, dar în mod intenționat mă cer cu ea. Și zic, cum adică? Zice, atât de faine când ne împăcăm, zice. Mă, zice, nu durează mult, 10, dar alea 10 minute, frate Dorel, e cât o săptămână. Deci în sfârșit, zice, îmi zice și ea te iubești, și îi zic și o iubesc, și zic, pentru aia ce trebuie, mă cer cu ea, zice. Adică tu păcătuiești în mod intenționat ce? Zice, că nu scrie acolo, ci că se mulțește harul, frate. Eu așa descoper harul. Mă, Doamne ferești. Doamne ferești de astfel de teologie. Fraților, harul lui Dumnezeu nu-i stimulant la păcat. Nu te îndeamnă să păcătuiești, ba dimpotrivă să fugi de păcat. Pentru că Domnul Iisus spune Matei 5:17, să nu credeți că am venit să stric legea, ba dimpotrivă, ci am venit să o împlinesc. Dar știți ce face Iisus? Știți cum împlinește legea? Nu numai că o împlinește, dragii mei, dar ne-o aduce și pentru noi la un nivel superior. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Matei 5:27, Domnul Iisus spune în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, stați puțin, eu vă zic că dacă cineva aici deja a și făcut, legea, știți ce condamna? Comiterea. N-avea treabă cu gândurile. Iisus duce nivelul luptei spirituale mult mai adânc, la un nivel superior. Eu nu mă axez, spune Iisus, și vreau să vă spun ceva, nu-i doar pe ideea de a face ceva sau nu face, ci ideea de a gândi sau nu gândi. Și atunci trebuie să ne gândim de două ori mai bine, dragii mei, cum e cu harul ăsta. Pentru că Dietrich Bonhoeffer, probabil de foarte mult ați auzit, e un om care a definit extraordinar de bine cele două forme de har. Harul ieftin și harul scump. Îngăduiți-mi să vă citesc, știu că s-a mai spus în biserică, cred că în urmă cu ceva timp fratele Costel citea pasajul ăsta absolut. Dacă ieri am fost la o conferință de tineri la Cluj și m-a întrebat cineva, frate Dorel, ce carte mi-ai recomandat să citesc? Vreau să merg la Institutul Teologic Pentecostal din București. Și am spus, prima carte care vine în minte este Costul ucenicei al lui Dietrich Bonhoeffer. Citește-o și după aia vezi dacă mai vrei să te duci. Pentru că omul ăsta auzi ce spune. Harul ieftin este vrăjmașul mortal al bisericii noastre. Despre asta vorbesc când spun har ieftin. Acel har care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit, care se depărtează de păcat și de care păcatul se depărtează. Harul ieftin este predicarea iertării fără să fie nevoie de pocăință. Botez
fără disciplină bisericească, confesiune, mărturisire fără confesiune fără mărturisire, iertarea păcatelor fără mărturisire personală. Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Iisus Hristos. Asta este harul ieftin și ăsta îl vor mulți. Un har care nu te îndeamnă la pocăință, la ucenicie și la sacrificii. În schimb, spunea, prin contrast, harul scump este scump deoarece ne cere nouă să urmăm și este har deoarece scump pentru că ne cheamă să-L urmăm pe Iisus Hristos. Este scump deoarece îl costă pe om viața și este har pentru că îi dă omului singura și adevărata viață. Este scump deoarece condamnă păcatul și este har scump pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este scump pentru că Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl l-a costat viața Fiului Său. Și atunci te întreb, ceea ce a fost cel mai scump pentru Dumnezeu, cum poate să fie pentru tine ieftin? De-aia destructurează-ți teologia despre harul ăsta ieftin. M-am bătut, harul Domnului, frate. Am blestemat, harul Domnului. Să fie harul Domnului peste noi, că Domnul acoperă, oameni buni. Și de ce pierdem în lupta cu păcatul? Pentru că interpretăm greșit ideea de har. Acum, un alt lucru care ne determină, dragii mei, o altă interpretare greșită, o teologie greșită, dacă vreți, păcatul perceput ca accident. Știți că sunt oameni care cred că păcatul e accident? Și cred lucrul ăsta. Ascultă-mă, când privești păcatul ca pe un accident și nu ca pe o alegere conștientă, în mod automat vreau să spun ceva. Tu denaturezi ideea de păcat. Păcatul, dragii mei, nu e accident cum ar vrea unii să... Am eu scăpat, frate. Așa am dat două palme, Domnul să-mi... Da, n-am, așa au fost numai din palmă, nu au fost din inimă, frate. Au fost din mână, așa, au fost mai mult din reflex, au fost. Poftim? Frate, de ce când am văzut banii, am pus mână, dar un accident, așa, un accident a făcut să ajung la mine în buzunar. A fost un accident când mi-am scuturat nevasta, 7,8 pe scară Richter. Un accident, frate, nu așa, au fost așa, din, pe moment, dar Domnul știe inima mea. Frații mei, când păcatul pentru tine e un accident și nu e o alegere conștientă, vreau să spun ceva că ai o teologie greșită despre păcat și de aia se întâmplă să cazi mereu și mereu în același păcat. Vreau să vă dau un exemplu. Să vedeți despre un om care la un moment dat vede păcatul ca un fel de accident mistic. Atenție, accident mistic. Exodul capitolul 32, versetul 21. Pentru mine, și cred că am mai spus-o și în biserică, imaginea asta e una absolut șocantă și contrastantă în același timp. Lumea, să știți că Moise pe munte primește legea de la Domnul, jos ia dau un party, o petrecere, întâi mai devreme la ei. Și la un moment dat zice Aron, bă băieți, ce facem aici? Că petrecerea se stinge, dați mai tare la boxe, nimic. Ăia dansau, chefuiau acolo. Efectiv, asta se întâmplă. Oamenii zice că poporul s-a ridicat, a început să joace și să mănânce, că mâncarea merge și cu jocul bine. Și atunci, la un moment dat, o venit ăștia la Aron și a zis, bă Aron, hai mă să facem ceva tare, să avem un stimulant. Și a zis Aron, bă, hai să facem o colectă. Și a făcut o colectă și a adunat aur de la popor. Și acum a apărut un vițel și de aur. Și când vine Moise, dragii mei, cel mai blând om de pe fața pământului, primul lucru, l-a pucă și pe nervii. De o mânie sfântă asta, mă rog, o putem justifica. Aruncă, crapă taple legii de piciorul muntelui și vine la Aron. Și acum Moise vine la Aron. Bă, ce ai făcut? Aron, ce ai făcut? Bă, omule, ce e aici? Și acum vine Aron. Stai și preotoleac. Audeți argument teologic. Păcatul ca accident mistic. Deci să nu se aprindă, Exod 32 cu 21, să nu se aprindă de mânie Domnul meu. Ce tu știi sigur? Tu știi singur că poporul ăsta e un popor pornit la rău, adică ei zbaiu, nu eu. Ei mi-au zis, deci de la ei vine, fă-ne, zice, un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aur, să scoată. Și mi l-au dat. Acum fiți atenți. Eu numai atât am făcut, frate. Eu l-am aruncat în foc. Și să vezi minune. Deci am aruncat cercei, am aruncat ghiuluri din de la nașul Godfather, am aruncat de la români, nu vreau să vă spun că erau cruci din de 2 metri. Deci le-am aruncat în aur. Acolo le-am aruncat. Pur și simplu, eu atât am făcut, le-am aruncat în foc. Și ce-a ieșit? Minune. Vițelul de aur pe care îl vezi aici. Eu nu m-am aruncat, n-am făcut nimic. Serios.
Vedeți dumneavoastră, când păcatul devine în mintea noastră un accident care se întâmplă foarte des și ai nevoie de un RCA foarte scump după aia, când păcatul devine un accident și nu-ți asumi responsabilitatea asupra lui, ascultă-mă ce spun, ce se întâmplă cu tine. Îți formulezi o teologie greșită și ajungi și vei ajunge să fii un învins de serviciu în lupta cu păcatul. De ce pierdem lupta cu păcatul? Pentru că, dragii mei, avem o percepție greșită despre har, pentru că avem această, dacă vreți, percepție mai apoi greșită despre păcat. Păcatul e accident, frate. Păcatul nu-i o alegere conștientă, asumată. Țin minte, nu o să niciodată ce mi-a zis un frate păstor cu experiență, cunoscut din România. Zis, frate Dorel, la un moment dat primesc un telefon să mă duc să predic la o nuntă. Mă dă insistent telefonul. Frate, am vrea tare mult să veniți să predicați la nunta asta. Mă zice, bine, când e data? Păi cu tare, no, bun. Dar frate, zice, nici nu vreau să spun, va fi o nuntă extraordinară. Deci o să fie nu știu câți invitați, o să vină să cânte ăla, o să fie... Bine, zice, bă, mi-am notat, ok, pot veni. Dar frate, stai să spun, frate, deci nunta asta, nici nu știi de când e așteptată, frate, e o nuntă extraordinară. Bine, am înțeles, ok, bun, vin, pot. Nu, frate, vreau să spun, băiatul, mirele, păi ăsta, zice, e un băiat inc, frate, un băiat așa de pocăit, de liniștit, la locul lui, e extraordinar pruncul ăsta, deci nu mândria comunității noastre. Bun, am înțeles, bun, nu, ok, am înțeles că și băiatul e bun, vin la nuntă, pot. Nu, nu, zice, stai, băiatul, dar să vezi mireasa, mirea, vai, mirea, nu, n-are, o să spun, deci ceva extraordinar, o voce incredibilă, totul, frate, va fi minunat, va fi... Bine, am înțeles, l-am ținut la telefon, bun, deci hai că trebuie să intru la biserică. Frate, o mică problemă, o mică chestie, ce? E puțin însărcinată ea, dar este totul bine, deci n-ai nicio treabă. Poftim? O leacă puțin, deci nu e... Bă, frate, căutați pauză că eu nu mai vin. Dacă s-a așa minunat să predice alții. Deci cel ce l-a sunat era slujitor, să ne înțelegem. Oameni buni, când pentru mine o chestie de genul ăsta, un păcat al curvii devine un accident, scuzați-mă, ce pretenții mai aveți să biruim în luptă? Vreau să te gândești serios în seara asta, de ce pierzi lupta cu păcatul? S-ar putea ca să-ți trebuiască în seara asta să zdrobești toate concepțiile tale teologice greșite pe care le-ai avut despre păcat și har, în special despre har, în raport cu păcatul. Harul lui Dumnezeu nu ți acoperă păcatul tău așa pe bandă rulantă. Nu e un fel de Oscar, supervise. Hai, mai dă o dată, nicio problemă, hai că mai avem dispersit. Oameni buni, sângele lui Hristos nu e un dispersit care, cu care îți revopsește pereții sufletului tău. Gândește-te serios la lucrul ăsta. De ce pierdem lupta cu păcatul? Un al doilea argument pe care vreau să vi-l aduc, dragii mei, este acesta. Pierdem lupta cu păcatul din cauza așteptărilor mai apoi greșite despre rolul botezului în lupta cu păcatul. Din cauza teologiei noastre greșite, legate de problema păcatului, 2, pierdem lupta aceasta cu păcatul din cauza așteptărilor greșite, dragii mei, despre rolul botezului în lupta cu păcatul. Uitați-vă ce vorbește Pavel aici. Nu știți, versetul 3, că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi, să trăim o viață nouă. Și Apostolul Pavel, dragii mei, vorbește despre botez. Dar vedeți dumneavoastră, una spune Pavel despre botez, alta credem noi și interpretăm noi de foarte multe ori. Acum, dragii mei, există niște așteptări greșite legate de rolul botezului în lupta cu păcatul. De exemplu, așteptări greșite despre botezul în apă. Oameni buni, de foarte multe ori, noi credem că dacă ne botezăm în apă, automat scăpăm de păcat. Oamenii au impresia că odată când intră în apa botezului, să neacă și păcatul acolo. Și de-aia zis, frate, ține-mă mai mult o leacă. Trebuie să recunosc că am avut un botez la un moment dat.
în diaspora undeva și au zis, frate, eu am probleme cu gura, ține-mă acolo, zici, vezi să mă bași cu gura dâng, să nu... Era să-l țin prea mult la un moment dat. Cred că o zis, ajunge, frate, Dumnezeu, cred că ajunge, hai să scoatem. Oameni buni, ce vreau să vă spun legat de botezul în apă. Botezul în apă, oameni buni, frați și surori, nu curăță păcate. Botezul în apă nu ne curăță de păcatele. 1 Petru, capitolul 3, cu 21. Icoana aceasta închipitoare vă mântuiește pe voi acum, și anume botezul, care nu este ce? Care nu este o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cum e cugetul? Curat. Când e curățit cugetul ăsta? În apa botezului? Nu, a priori, prin nașterea din nou, prin sângele lui Iisus Hristos. Deci nu apa botezului te iartă, ci sângele Domnului Iisus Hristos, jertfa pe care o accepți, că ești un păcătos și că ai nevoie de Dumnezeu. Și că Duhul lui Dumnezeu te convinge că ai nevoie de Iisus Hristos. Mai mult de atât, botezul, dragii mei, nu ți oferă o protecție magică în fața păcatului. Dacă mă botez în apă, foarte mulți cred că gata, din momentul ăla o să fie așa un fel de scut Iron Dome, ca izraelienii. O să vină toate săgețile otrăvitoare a diavolului, pentru că eu m-am botezat, îți respinse automat. Nu. Avem cazul concret din Faptele Apostolilor, Simon Magul se botează, îi împărtășie și el pe acolo, e uimit de ce se întâmplă cu apostolii și după aia vine și spune o prostie mai mare decât el, am zice. Păi zice, dați-mi și câți bani vreți să vă dau, stați așa, Petru Ion, hai încoace. Eu am bani pus la salteaua dinainte când făceam vrăși, dar i-am băgat acolo pentru vremuri grele. Ia dați, bă, vreți 10.000 de euro, hai mă, 15.000 fie. Dați-mi amu și mie puterea aia să fac joc, când pun mâna pe unul să primească Duhul Sfânt. Și l-a binecuvântat Petru? Și l-a binecuvântat Petru? Pentru că botezul în apă nu îți oferă o protecție față de păcat în sensul ăsta pe care tu o percepi poate undeva la un nivel mistic. Dragii mei, ce vreau să spun despre botez? Pentru că vreau să înțelegem bine rolul botezului în lupta cu păcatul. Botezul, dragii mei, este o poruncă prin care ajungem la o promisiune. Botezul este o poruncă prin care ajungem la o promisiune, prin care accedem o promisiune a lui Dumnezeu. Botezul este porunca lui Dumnezeu. Și cine crede și se va boteza, va fi? Asta e promisiunea, mântuit. Porunca este cine va crede și se va boteza. Mai mult de atât, dragii mei, botezul, vreau să înțelegem, îmi schimbă statutul. Da, ce îmi schimbă botezul? Botezul îmi schimbă statutul, dar nu îmi schimbă implicit comportamentul. Adică nu intru nervos în apa botezului și ies de acolo. Toți porumbeii o să vină la mine. Simbolul păcii. Nu. Intri în apa botezului cu un temperament dificil, ieși de acolo cu el. Botezul în apă, oameni buni, schimbă statutul, ceea ce este extraordinar. Îmi schimbă statutul. Pentru că atunci când Dumnezeu Tatăl se uită la mine, mă vede o ființă nouă și sunt o ființă nouă datorită jertfei lui Iisus Hristos. Eu nu mai sunt rob al păcatului, ci sunt rob al lui Dumnezeu. Eu nu mai sunt al nimănui, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Și ca și copil al lui Dumnezeu am drepturi spirituale. Îmi schimbă statutul, dar nu mi schimbă implicit și comportamentul. În 1862, știți că s-a dat în Statele Unite ale Americii, iubitorii de istorie, decretul de abolire a sclaviei. Adică peste noapte, dragii mei, juridic vorbind, nu mai existau sclavi în America pe plantații. Și știți ce e interesant? Cu decretul de abolire a sclaviei, dacă vreți, promova la nivel de America, s-a vorbit, s-au pus afișe peste tot în America, toți sclavii sunt liberi, gata, s-a terminat cu sclavia. Și știți ce e interesant? Zeci de ani de zile mai târziu, foarte mulți oameni încă trăiau în sclavie. Pentru că una e o chestie juridică, alta este una comportamentală. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, și-am mai spus o biserică, pentru Hristos nu-i greu, dragii mei, să ne ierte de păcate, să ne elibereze de sub păcate. Problema este că noi să trăim în libertate, să învățăm să trăim în libertate. Nu este, ascultă-mă ce spun, cel mai greu proces, de exemplu, în schimbarea unui pușcăriaș. Nu, ce treabă are? Și noi am fost în temnița păcatului, stați puțin. Păcătos ca nimeni nu-i Iisus Domnul meu pe fața pământului. Păi dacă spui atât, să și crezi, nu? A, bine, eu cântam, nu m-am gândit așa.
Nu am fost în temnița păcatului, închiși, legați, în obezi. Dar Dumnezeu ne-a eliberat, dragii mei. Știți care e problema? Să integrezi un om în societate și în libertate este lucrul cel mai greu. Am un prieten care se ocupă cu deținuții, cu pușcăriașii și îmi spunea, Dorel, cel mai greu lucru este nu să le predic Evanghelia în pușcărie, nu este să le vorbesc despre Dumnezeu, se pocăie, se schimbă. Cel mai greu este când ies în libertate. Nu știu cum să trăiască în libertate. La fel este și cu noi. Hristos, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-a rupt de sub robia legii. Dar cum trăim? Avem așteptări legate de botezul în apă. Bă, dacă o să mă botez în apă, gata, nu mai păcătuiesc. Dar să vedeți că suntem medicostali. Noi avem un target mai mare. Botez în apă ca botezat. Dar bă, dacă o să fii botezat cu Duhul Sfânt, știi cum o să fugă duhurile de tine? Deci când intri tu pe o rază de 50 de kilometri, nu o să mai sta niciunul. Oameni buni. Și ni s-au prezentat de foarte multe ori botezul cu Duhul Sfânt și foarte ok. Sunt botezat cu Duhul Sfânt. Am trăit experiența asta. O să spun ceva. Botezul cu Duhul Sfânt nu mi-oferă imunitate în fața păcatului. Botezul cu Duhul Sfânt nu e un vaccin care mi-oferă imunitate în fața păcatului. Botezul cu Duhul Sfânt îmi oferă autoritate și putere în fața păcatului. Știți care e diferența? Acum, eu sunt un om al păcii, vreau să mă înțelegeți. Nu-s cu puștile, cu armele, nu promovez chestia asta. Sunt foarte pacifist de felul meu, dar gândiți-vă în felul următor. Haideți să... Poate într-o imagine profană, dar vreau să mă înțelegeți bine. Imaginați-vă că la botezul cu Duhul Sfânt primiți o armă puternică. Până acolo erați cu praștia. Toți cu David, cu... Bun. Și Dumnezeu spune, ține un AK-47. N-au un Beretta, un HIMARS. Și acum vreau să spun, tu ai arma aia, da? Are precizie, are putere, are calibru, are tot ce trebuie. Faci praf. Ai... Dar tot ce nu ai, muniție. Știți care e ideea? Dumnezeu îți dă arma. Dar muniția trebuie să o pui tu. O pușcă fără de cartuș n-are nicio valoare în luptă. Nu se întâmplă nimic. Nu sperii pe nimeni. Oameni buni, mi-a plăcut foarte mult ce spunea Reinhard Bonnke la un moment dat. Zice, vorbea despre creștinii care sunt plini de Duhul Sfânt. Spunea, o sobă câtă vreme... E foc în ea și arde și încinsă. Nici o muscă din lumea asta nu se va așeza pe ea. Dar stai să vezi dacă se răcește puțin, că o să facă acolo autostradă. La fel e și cu noi. Poți să fii botezat cu Duhul Sfânt, dar ascultă-mă, după momentul ăla foarte euforic, după momentul ăla foarte entuziasmat, wow, botez cu Duhul Sfânt, super, îți garantez că la 3 săptămâni s-ar putea să fie rece, gheață. Dacă nu înțelegi că trebuie să te sfințești, să te reumpli cu Duhul Sfânt, să rămâi mereu ancorat în puterea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, haideți să spunem lucrul acesta. Auzim de foarte multe ori, bă, da, te-ai auzit cine, ai auzit că l-au căzut. Băi, auzit ce-o pățită la ce, că nu mai merg la biserică. Bă, dar l-au fost botezat cu Duhul Sfânt, am un jumătate de an, dar cum? A, ăla nu a fost botezat cu Duhul Sfânt. Și ce se întâmplă? Pentru că de multe ori noi nu avem o explicație corectă. Noi, dragii mei, invalidăm o experiență autentică. Eu cred din toată inima și cunosc cazuri de oameni care au experimentat botez real cu Duhul Sfânt. Fost lângă ei, în proximitatea lor, știu ce s-a întâmplat. Și la un an de zile să fi fost undeva rău de tot. Pentru că vreau să înțelegi un lucru. Botezul cu Duhul Sfânt nu te face imun în fața păcatului. Tu trebuie să rămâi împărtășit cu Dumnezeu, trebuie să rămâi ancorat în Dumnezeu. Dragii mei, de-aia vreau să vă spun și vreau să mă înțelegeți bine. De foarte multe ori pierdem lupta cu păcatul, știți de ce? Pentru că avem niște așteptări. Dacă mă botez în apă, după aia, dacă mă botez cu Duhul Sfânt, credem că o să fim... Dar dacă nu veghezi, dacă nu stai lângă Dumnezeu, dacă nu te umpli de Dumnezeu, dacă nu te umpli de cuvânt, de Scriptură, s-ar putea să ajungi înapoi să fii bătut în ultimul hal spiritual. Pentru că asta este în adevărul pe care trebuie să-l recunoaștem, dragii mei. Și un al treilea lucru pe care vreau să vă spun. Știți de ce mai pierdem lupta cu păcatul? Pierdem din cauza strategiei greșite pe care o aplicăm în lupta cu acesta.
Pierdem de foarte multe ori lupta cu păcatul, dragii mei, pentru că aplicăm o strategie greșită. O strategie greșită. Acum, Apostolul Pavel vorbește de aici, folosește o expresie, morți față de păcat. Și noi ce am înțeles asta? Morți față de păcat înseamnă că nu mai păcătuim. Asta ar fi concluzia noastră, așa, la o primă imagine. Numai că, dragii mei, vreau să vă spun ceva. Salvarea noastră, mântuirea noastră, este ceva, dacă vreți, ca și conceptul de împărăția lui Dumnezeu, între deja și nu încă. Deja și nu încă. La ce mă refer? Sunt trei aspecte, dragii mei, despre păcat pe care vreau să le înțelegem și pe care le spune un teolog american pe nume Woody Boshon. Și omul ăsta spune așa. Când vine vorba despre păcat, trebuie să înțelegem trei aspecte fundamentale. Pedeapsa păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Pedeapsa păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Și îl spune așa. Pedeapsa păcatului constă, dragii mei, în moarte fizică și o moarte spirituală. Mai mult de atât, pedeapsa păcatului, separare pentru totdeauna de Dumnezeu, iad. Asta e pedeapsa păcatului. Dar harul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Ok, dragii mei, la pedeapsa păcatului, Dumnezeu, știți ce a făcut? Ne-a dus justificarea prin credință. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 3, cu versetul 21. La această pedeapsă a păcatului, auziți ce spune cuvântul Domnului? Ceea ce i-a deschis ochii lui Martin Luther, în urmă cu mai bine de 500 de ani, dar acum, 21 Roman, capitolul 3, versetul 21, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă cine? Dumnezeu! Fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Și care e frumusețea? Că asupra, dragii mei, asupra pedepsei păcatului, Dumnezeu a dus soluția. În urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos, prin moartea Lui de la Golgota, de la Calvar, dragii mei, ne-a dus această justificare prin credință. Prin faptul că eu cred în Iisus Hristos, dragii mei, sunt justificat înaintea Lui Dumnezeu. Și pedepsa aceasta păcatului nu mai are incidență, nu mai are putere asupra mea. Binecuvântat să fie Hristos pentru asta. Apoi, dragii mei, vine al doilea aspect, puterea păcatului. Ei, dragii mei, față de puterea păcatului, fiecare dintre noi suntem implicați într-o luptă progresivă. Și această putere a păcatului trebuie zdrobită progresiv în viața noastră prin ceea ce se numește sfințenia. Dacă, dragii mei, la pedeapsa păcatului, răspunsul lui Dumnezeu este justificarea prin credință, mai apoi, dragii mei, la puterea păcatului, răspunsul este sfințirea. Și Dumnezeu deja a făcut un pas, ne-a pus deoparte pentru El, dar trebuie să facem și noi ceva, să ne punem și noi deoparte pentru Dumnezeu. Și aici implică atitudinea ta și a mea. Dar mai apoi, dragii mei, există o prezență a păcatului. Prezența păcatului. Păi cum, frate, n-am scăpat de el? Dragii mei, de prezența păcatului vom scăpa doar prin glorificare. Scăpăm de păcat și scând, când o să ajungem în cer și când o să fim ca El. Ascultă-mă ce spun. Până în ultima zi a vieții tale pe acest pământ, o să te lupți cu această prezență a păcatului. Dar într-o bună zi va veni, dragii mei, acel moment când prin harul lui Dumnezeu vom fi glorificați prin credință. Binecuvântat să fie Hristos. Acum, spun despre strategia greșită legată de păcat, dragii mei. Două aspecte subliniez foarte succint în locul acesta. Dragii mei, strategia greșită în ceea ce privește păcatul se referă la, știți la ce? La ordinea în care ne luptăm. E vorba, dacă vreți, de locul de unde începem lupta. Pentru că cei mai mulți de-aia pierdem, o spun una românească, ne-o luăm în freză, de nu ne vedem. Știți de ce? Pentru că de cele mai multe ori noi ne luptăm la nivel exterior. Frate, am o problemă cu gura. Ce să mai fac? Mă mușc de limbă. Și îți faci vânătăi. Nu-ți mai trebuie botox, că le faci tu singur. Nu? Mușcă-ți limba, frate, așa, mușcă-l. De foarte multe ori, dragii mei, noi înțelegem că lupta trebuie să înceapă de unde? Din exterior. Bă, am probleme cu mâna, îmi dau păstea. Există teologi în istorie care au interpretat literal lucrul ăsta. Hristos a zis că dacă mâna ta te face să cazi în păcat, noi așa am înțeles-o, dar în context, uitați-vă ce spune Dumnezeu. Frați și surori,
Avem o strategie greșită în ceea ce privește ordinea păcatului, și anume, de unde începem această luptă cu păcatul? Acum, fiți atenți ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, versetul 11. Zice așa Apostolul Pavel, fiți atenți ordinea de unde începe. Tot așa și voi înși vă. Ascultați, preordinea. De unde începe? Pune frâul gurii tale. Închide-te, pune lanțuri. Pune avertismente. Pune câte un nac acolo să te înțepe. Când te... Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. De unde începe lupta? De aici. Dacă vei începe lupta de aici, nicio șansă. La un moment dat tot cedezi. La un moment dat tot crapă undeva. Dar dacă începi lupta de aici, dragii mei, începe adevărata biruință. Versetul 12 mai apoi, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, vine ordinea. Începe la nivelul minții și când începi lupta de la nivelul minții, o să ai biruință, știți unde? Pentru că Apostolul Pavel zice așa, versetul 12, deci păcatul să nu mai domnească unde? Trupul vostru muritor. Și mai apoi spune, tot legat de trup, zice să nu dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Să nu mai dați mădularele voastre păcatului ca niște unelte ale nelegiuirii. Deci, dragii mei, ordinea începe de la nivelul minții și mai apoi vine la nivelul trupului. De aceea vreau să mă ascultați bine, vreau să mă ascultați bine în ceea ce vă spun acum. Există probabil în locul acesta tineri care vor să se căsătorească. Avem astfel de tineri? Nu o să recunoașteți, bine? Vă știe Domnul, nu știe Domnul inima, frate. Să nu facem recensăminte cine și cine nu-s căsătoriți. Bun. Vreau să vă spun un lucru și trebuie să spun cât se poate de direct, pentru că e o responsabilitate pastorală. Cunosc foarte mulți tineri, tinere, care se confruntă cu probleme serioase în ce privește pornografia. Ascultați-mă, la nivel de pandemie. Copii care intră deja de la 11 ani, de la 10 ani în contact cu pornografia. A noștri nu, că se uită pe Disney, la Barbie. Să crezi tu? Eu știu ce vorbesc. Știu cu cine vorbesc. De când ai intrat? De la 11 ani. De la 10 ani. S-a de vorbă cu cineva care de la 9 ani de zile e dependent de pornografie și acum are vreo 19 ani. Știți care este cea mai mare înșelăciune? Oamenii ăștia cred că dacă se căsătoresc, scapă de problemă. Căsătoria, Doamne, e soluția. Gata. Scăpăm de autosatisfacere și de pornografie dacă ne căsătorim. Știți care e marele șoc? 99%. Și vă spun, dragii mei, cifre reale. 99% după câteva săptămâni, cel mult câteva luni după căsătorie, se întorc înapoi în aceeași problemă. Știți de ce? Pentru că au abordat greșit lupta, că lupta nu începe de aici, de la nivel fizic, trupesc, ci începe de la nivel mental. Câte vreme n-ai rezolvat problema la nivelul minții, nu o să o rezolvi la nivelul trupului tău, la nivelul instinctelor tale. Asta este un lucru dovedit. Pentru că, ascultă-mă, dacă vrei să ai biruință în lupta cu păcatul, trebuie să înțelegi că există o ordine. Începe de la nivelul, zice Pavel, socotiți-vă morți față de păcat. Dacă nu mă socotez mort față, dacă la nivelul minții mele, la nivelul gândirii mele, dacă încep numai de la strânge ușa, închide ușa, taie cablul la televizor, poți să-l tai, te reconectezi de 10 ori. Gata, închid telefonul, serios, pun parolă, găsești înapoi și-l deschizi. Nu merge, de aici începe totul. Asta e ordinea. Dar, dragii mei, mai există și obiectivul. Obiectivul greșit, motivația greșită îi face pe foarte mulți oameni să piardă lupta cu păcatul. Vreau să vă spun ceva. Când ai un obiectiv, dacă ai un obiectiv pe termen scurt, ești foarte motivat să-l atingi. Revin la botezul în apă, revin la botezul cu Duhul Sfânt. De câte ori n-am auzit chestia asta? Păi frate, zice, vreau să mă botez cu Domnul, cu Duhul Sfânt, postez de 3 ori pe săptămână, citesc Biblia, am închis televizorul, mi-am închis TikTok-ul, mi-am închis nu știu ce, toate, gata,
3, 4, 5 săptămâni, stăruință, rugăciune, tot, are un obiectiv în față și reușește să biruiască păcatul pentru o vreme. Nu ați văzut? Foarte puternic, ancorat, motivat, are un obiectiv. Dar, ascultă-mă, după ce l-atingi, după ce l-ai atins și obiectivul ăla nu e mai în față, ci în spate, și ce se întâmplă? Îți pierde motivația. Frate, mă botez în apă și vreau să-ți lau la țigara, vreau să las blestemul, vreau să... Numai gata, gata. Trece botezul și după aia, înapoi. Știi de ce? Pentru că îți dispare motivația. Pentru că nu mai e un obiectiv la care să te raportezi. Apostolul Pavel vorbește despre botez la timpul trecut. Zice, noi nu știți că toți câți am fost botezați. Și v-ați pregătit pentru botez. Și pentru botez cu Duhul Sfânt nu mai vorbesc. Era să vă mărturisiți la 5 minute. După aia am bifat-o și pe asta. Oameni buni, în Roman capitolul 3 Apostolul Pavel zice, vreau să vă spun ceva. Un creștin care să aibă biruință în lupta cu păcatul, vreau să sintetizez ce spune Pavel aici, trebuie să aibă un obiectiv nu doar în trecut, botezul, deja am făcut asta. Trebuie să existe un stimulent și în prezent și în viitor. Uitați-vă care sunt. Versetul 22. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, consimțind asta, dacă vreți, prin mărturisirea în apa botezului, aveți ca rod ce? Sfințirea. Zice ceva la timpul prezent continuu. Dar auziți, mai există, dragii mei, un obiectiv mai departe, nu doar în prezent continuu. Iar ca sfârșit ce? Roman capitolul 7 cu versetul 22. Aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Roman capitolul 6, îmi cer scuze. Viața veșnică. Bun. Acum vreau să spun ceva. Dacă pentru tine cel mai înalt obiectiv spiritual a fost să te botezi în apă sau să te botezi cu Duhul Sfânt și s-a întâmplat deja și după aia nu ți-ai mai făcut niciun obiectiv, nu mai lupți pentru ceva clar. Hai să spun ceva. Apare... Na. Merge din inerție o perioadă. Mai vorbește în limbi câteodată. Îți mai aduce aminte ce fain a fost. O să spun, când am fost botezat cu Duhul Sfânt, am avut o perioadă de aproximativ o săptămână când, nu știu dacă mă credeți, îi suportam și pe care nu îi suportam. Aveam niște colegi greu de suportat. Păi, de multe ori aveam certuri cu ei, debate-uri teologice. Dar știți, a fost așa o săptămână și ceva care îi luam în brațe. Păi ce ai pățit? Lasă-mă să te îmbrățișez. Mă duceam pe autobuz și nu mai aveam efectiv nicio jenă. Vorbeam cu oamenii despre Dumnezeu. Nu mă mai interesa. Făceau unii cruce, alții, bă, du-te, mă, asta nu e normal, ce-i cu tine? A venit unul la un moment dat, eram, mărturisesc, ce să ascundem acum, eram studenți și săraci, înțelegeți? Păcatul se justifică prin sărăcie. Am eu sărac, mă, și m-a prins un control fără bilet. Și a venit să-mi dea amendă și a zis, nicio problemă, merit, dar hai să spun ceva, Iisus Hristos te iubește. Domnul e bun, Iisus, vreau să spun ceva, s-a uitat la mine, bă, tu ești bine? Ai luat ceva? Zice, ești ok? Zice, așa s-o speriat, m-au auzit cum vorbeam, zice, mă, serios, ești bine? Hai că dacă vrei, uite, ți iau un taxi să te duc acasă, unde ești? Nu, mă, zic, nu, Dumnezeu, știi, viața veșnică. Dumnezeu, zice, nu te pot amenda, lasă-mă. Harul Domnului! Știți, după două săptămâni, după sesiune, după examene, după nedreptate la un examen, când mi-a dat în loc de 9-7 pe un referat, când nici măcar nu l-a citit. Justice. Eram înapoi eu. Dorel, vechiul Dorel, lupta cu el. Că nu mai e un obiectiv care să fie în fața ta, nu mai e un stimulent să lupți. Și dacă nu mai e un obiectiv, ești victimă sigură. Apostolul Pavel zice, știi, obiectivul nostru aici, permanent și prezent, e sfințirea. Trebuie să mă sfințesc, dar am un obiectiv mai mare în față. Viața veșnică. Și pentru mine viața veșnică e cel mai mare obiectiv.
Filipeni capitolul 1, versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig, dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc, zice, și nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți, dar auziți ce zice Pavel, aș dori. Ce își dorește Pavel? Aș dori să mă mai duc în câteva campanii de evanghelizare, să mai scriu o carte, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Pentru că pentru Pavel, fiecare zi când se trezește, pentru el cel mai mare obiectiv neîmplinit încă, e viața veșnică. Și viața veșnică e ceva ce te face să mergi înainte. Marea noastră, dacă a reușit diavolul să facă ceva cu noi în capitalismul ăsta, a reușit să ne ia ochii de la cer. Betonați-vă visele pe pământ, șantier, fier forjat. Nu mai avem ochi spre cer. Și Pavel zice, știi, am dorința mea cea mai mare să mă duc la Domnul. Nu zice într-un loc, mai zice în 2 Corinteni 5 și ne îndeamnă și pe noi, zice, știm în adevăr că s-a gândit, versetul 1 zice, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească cu altul nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Dar spune mai apoi, versetul 8 zice, și gemem în cortul acesta, plin de ce? Plin de dorința să ne îmbrăcăm cu el peste locașul nostru ceresc și suntem plini de încredere și ne place mai mult. Zice în Filipeni, îmi doresc mai mult să mă duc la Domnul. Spune aici în Corinteni, îmi place mai mult, vreau mai mult să mă duc la Domnul. Adică, Pavel, vrei să mor? Da! Vreau cer, vreau veșnicie. Dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu, numai pentru viața asta suntem cei mai nenorociți. De ce ne luăm în freză în fața păcatului? De ce suntem victime de serviciu? Pentru că tot orizontul nostru spiritual e la pământ. Ajută-mă, Doamne, să mă birui și astăzi. Ajută-mă, Doamne, să mai obțin și examenul ăsta. Ajută-mă, Doamne, să mă vindec. Doamne, ajută-mă, Doamne, să reușească tratamentul ăsta. Ajută-mă, Doamne, să mă mai duc, să mă mai trag încă un metru, doi. Apostolul Pavel zice, eu am un obiectiv care întotdeauna l-am în fața ochilor mei, viața veșnică, și mă lupt, zice Pavel, fac tot ce-i cu putință, las tot ce-i în urmă, nu mă mai interesează ofense, că m-a rănit ăla, că o zis ăla, că dărarul Alexandru mi-a făcut rău, în fine, și ceva, pentru mine nu mă interesează, vreau să merg înainte, viața veșnică e obiectivul meu. Și când ai astfel de obiective, când viața veșnică e obiectivul tău cel mai mare, ascultă mai biruință lupta cu păcatul. Știi de ce? Pentru că obiectivul e mai mare decât ispita. Pentru că motivația e mai mare decât puterea păcatului. Știi de ce e păcatul așa de tare în viața ta? Pentru că stimulentul, pentru că motivația e mică. Obiectivul meu este dincolo. Să ajung în cer. Viața veșnică. Dacă vrei să ai biruință în lupta cu păcatul, schimbă strategia. Poți să îți bagi mâna aia cu care mai faci o chestie românească, poți să-ți dai cu ea la ușă, să-ți o bandajezi, poți să spui what will Jesus do, să spui 30 de brățări, poți să spui eu am 3:16 cât vrei pe tine, poți să spui pe mașină, poți să spui chestii exterioare, nu o să funcționeze pentru că totul începe de aici. Socotiți-vă, zice Pavel, morți față de păcat, la nivelul minții mele, la nivelul gândirii mele. Și mai apoi zice, nu lăsați trupul vostru ca mădurale voastre să fie date în slujba nelegiuirii. Pentru că dacă la nivelul minții mele îmi impun chestia asta, trupul meu ascultă de minte. Mâinile mele nu merg de unele singure, mâinile mele merg coordonate de aici, de la nivelul minții. Și comanda aici, nu aici. Dar nu m-am putut stăpâni, frate, a fost accident. Nu, a fost de aici. A fost o alegere conștientă la nivelul minții tale. Dar mi-a scăpat, frate. Am vrut să-l binecuvântez și l-am blestemat. A fost așa un accident. Nu. E luptă. Băiatul nostru mijlociu, Filip, de când îl știu, de când e mic, și Alexandra aici și știe, a avut un tic din asta, nervos, mă rog, își mânca unghiile. V-am cumpărat nu știu câte unghiere, vreau să-i ziua în care să-i tau și unghiile. N-am avut ce. Deci, Filip, nu mai, gata.
Tati îți promit. 3 secunde. Ce am zis? Scuze, n-am vrut. Accident. Băi, oameni buni, am încercat de mic copil, Alexandra, eu am zis, bă, Filip, nu-ți mai mânca unghiile. Bine, bine. Mă uitam, bă, dar în loc să crească, se micesc mai mult. Am început cu aia românească. Bă, iau cureaua, dacă te mai princă, știi? Greșit. Mai tare. La un moment dat, am dus și am cumpărat un... Este ceva lac din ăla, știți? Pui pe unghii, miroase groaznic. Și am zis, bă, funcționează. Eu trebuie lui Filip câteva minute până s-a acomodat cu miros. Și înapoi, ungheră. Efectiv, la un moment dat, am zis, bă, nu să mai... Nu, e o cauză pierdută. L-am văzut pe Filipa mea, am usă câteva luni de zile, că suferă de sindromul Messi. Acum e la perioada în care se vea fotbalist, Messi. Are o carte, dorme cu Messi acolo, deschide și pune capul. Am văzut acolo cu lista lui de dorință, vrea să fie un mare fotbalist. În fin. Eu nu strivesc corola de minunea lumii. Să citesc pe blaga, asta e răspunsul unui părinte fața viselor unui copil. Ok? Și m-am gândit, bă, Filip, tot Messi. Bă, zic, da, așa tare, da, tati, nu. Bă, zic, ascultă aici. Ce vrei tu să-ți ia tati ție ca să nu-ți mai zrozi unghiile? Mă, să uitat așa. Dacă îmi cumperi un tricou cu Messi, zice, nu mai rog unghiile. Zic, nu cred. Tati, îți promit, pe bune. Și când te prinde pe fond emoțional un copil, vă zic, ascultă aici, peste 3 luni de zile mă duc în Spania, tram acolo evangelizare, îți cumpăr un tricou original, nu numai tricou, îți iau și short-ul cu Messi și jambiere. Gata, avem un târg, avem, am bătut palma. O zi, două, îl vedeam pe Filip, deja mâncat de aici. Tot așa făcea. L-am observat, a început lupta. Zic, Messi! Că l-am văzut într-o zi, tricou! Și a început o luptă mentală foarte puternică în viața lui. Oameni buni, după 2 săptămâni și jumătate am văzut că încep să crească. Wow! Zic, bă, mai am 1 săptămână și primul rod. Sărbătoarea roadelor. Wow! A fost bun. Am reușit performanța după o lună de zile să-i tăiem pentru prima dată unghiile la Filip. Băi, ceva sărbătoare în familie. Zic, Filip, vezi că mai ies 2 luni de zile. Știu, tati. După 1 jumătate deja era tot așa. Am văzut parcă așa. Nu zice că s-o exfolia, nu. O veni la mine într-o zi atât de stimulat, atât de mult și-o dorit tricoul ăla, că o zi, ascultă aici, tati. Tati zice, te rog ceva, ce? Nu vrei să-mi bandajez cu bandă scoci unghiile? Ce, mă? I-am propus asta cu 2 ani înainte, o zis, când mai merge la școală. O zis, nu, zice, nu, numai să mă, vreau tricoul ăla. Cu 3 săptămâni în urmă m-am dus în Spania. Am tăiat de câteva ori deja unghiile. Roade bune. Și vreau să vă spun ceva, când am plecat, de când am plecat nu am mai dormit. Mă suna zilnic, tati, tricou, vreau să-l văd. Ai răbdare. Mă duc liniștit, Arganta del Rey, mă duc într-un mall acolo, zic, bă, țara Spania, găsesc tricou cu Messi, flori la urechi. Nu găsesc. Trebuia să ajung la Valencia, zic la frați, bă, ascultați, lăsați-mă cu orice, mergem de seara la biserică, ne rugăm, dar pentru prunc, băi, trebuie să-i cumpăr pe zoalul Filip, trebuie să iau un tricou cu Messi. Găsim, frate, Dorel, stai liniștit. Prin Spania. M-am liniștit. A doua zi, mai aveam 4-5 ore înainte să plec înspre Marsilia, am căutat în 4 mall-uri, în 5, disperat, fugă, niciun tricou. Deja m-au apucat fibrile azi. Zic, bă, trebuia să ajung la Marsilia și mergeam cu mașina din Valencia. Și îmi zice unul, frate Dorel, zice, fiind eu cu tine, stai liniștit, ne oprim dincolo de Barcelona, bă, patria lui Messi.
Găsim sută la un centru mare. Știu că am mai luat și-o de acolo. Bun. Hai că mă liniștesc. M-am dus intenționat, am rămas peste noapte acolo lângă Barcelona, la un centru mare, la Figueras. Mergem și căutăm liniștit. Nici urmă de tricou. Băi, a spus... Îi zic la Alessandra, bă, cred că nu găsesc. Ferească-te Dumnezeu, mai vii acasă. Filip mă disperă. Tricou cu Messi. Ajung la Marsilia. Băieți, vă rog să mă ajutați. Trebuie să găsesc un tricou cu Messi undeva. Frate Dorel, nu știu, dar duce, noi avem acum evanghelizare la Lyon. Trebuia să... Lyon e oraș mare în Franța. Al doilea. Găsim. Ne ducem în Lyon. Mă duc câteva ori mai repede. Caut în Lyon, la 3 centre comerciale. Nimic. Bă, dar joacă în Franța. Nu! Deci vă spun, gata, am fost. Bă, zic, nu mai vin acasă, asta e, ce fac? Cum să distrug visul copiii? I-am promis că mă întorc înapoi la Marsilia și adun frații la două biserici. Zic, ascultați-mă bine. Nu știu cum faceți, nu știu cum. Trebuie un tricou cu Messi pentru un copil de 9 ani. A început aia pe telefon, ședință de comitet acolo. Alo, vreau să vă spun, unul la un moment dat, Dumnezeu să-l aldoiască, să-l binecuvânteze, cum zice noi la Bihor, l-a sunat pe un comisar de poliție din Marsilia, îl știa. S'il vous plaît, monsieur, nu știu ce. Monsieur comisar, oui, je... Messi, wow! Dorel, se rezolvă! Sună comisarul la un magazin care face imprimă cu Messi. Mă duc, iau tricou dintr-o parte, găsesc tricou, în sfârșit, din ăla original, cum mi-am promis. Mă duc la imprimerie. Dar să zic că am și greșit numărul prima dată, am mai luat încă unul. Dar bă, oameni buni, când am venit acasă și am dat tricou la Filip, nu mai spun că nu mai dormi numai cu el, asta să mă gândesc puțin, băi, ce n-am reușit ani de zile noi, cu toate metodele exterioare, cu nu faia, cu amenințări, cu de toate. Nu merge nimic. Merge cu motivație. Oameni buni, nu ne promite Dumnezeu un tricou cu Messi. Nu ne promite Dumnezeu că vom primi un autograf de la Hristos în cer. Nu ne promite Dumnezeu viața veșnică împreună cu Dumnezeu. Nu ne promite Dumnezeu că într-o bună zi vom fi îmbrăcați nu într-un tricou, ci vom fi îmbrăcați într-o haină nouă. Lăudați să fie Iisus. Haideți să ridicăm în picioare și știți? Dacă ăsta nu-i stimulent să lupți împotriva păcatului, dacă ăsta nu-i stimulent să biruiești păcatul, nu mai știu altul să-ți ofer. Dumnezeu în această seară spune, hei, se poate. În lupta cu păcatul, Dumnezeu spune, poți să câștigi, nu doar să pierzi. Există soluții. Setează-ți obiective înalte. Gândește-te la viața veșnică. Gândește-te în această zi că, ascultă-mă, dincolo de botez cu Duhul Sfânt, de botez în apă, există ceva și mai mare, și mai mult, și mai... E doar începutul. Există mai mult în Hristos. Există o viață de sfințire. Există o viață de trăire cu frumoasă aici în cer, viața veșnică. Dumnezeu spune, schimbă-ți teologia, nu te mai justifica că tu nu poți, că nu mai băga totul pe harul Domnului, nu-ți mai justifica păcătoșenia. Harul Dumnezeu te stimulează nu să te scuzi în păcat, ci să lupți împotriva păcatului, pentru că Iisus Hristos a plătit cu viața Lui, cu sângele Lui, ca eu și cu tine să avem viața veșnică. Există putere! Există putere în Dumnezeu! Gândește-te în seara aceasta că ai un obiectiv mare, ai un obiectiv măreț, ai un stimulent puternic, viața veșnică! Haideți să ne luptăm în această seară în rugăciune și să cerem de la Dumnezeu biruință împotriva păcatului. Ne rugăm Domnului!